Satul Mare va avea un compartiment pentru consultații de urgență și transport sanitar pentru consultații la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi în cadrul unei ședințe cu factorii implicați din domeniu. Prefectul a organizat o întâlnire în care să se găsească soluții pentru reducerea timpilor de așteptare de la unitatea de primiri urgențe. Propunerea înființării compartimentului pentru consultații și a serviciului de transport a venit din partea managerului Gabriela Opriș.